Vineri 26 februarie, la Muzeul Național al Satului Dimitrie Guști din București, viceprimarul Ioan Hasas a susținut cauza comunei Vadul Crișului, județul Bihor, pentru a fi declarată sat cultural al României. Comunele din România au putut candida la acest titlu cu condiția să organizeze pe parcursul acestui an a minimum 5 evenimente culturale, expoziții, festivaluri, concursuri în domeniul culturii, artei populare, gastronomiei și turismului cultural, scrie bihon.ro. La concurs s-au înscris sute de sate din România, dar după selecție au rămas 25 de finaliste, din care 10 localități din Transilvania, iar dintre acestea doar una din Bihor.